Bună dimineața! Este 7 fără un sfert. Eu am venit să fac o baie în Mamaia. Mi se pare foarte ciudat. Uitați ce aproape este geamandura de mal. Uitați, sunt eu aici, geamandura aici. Dar tot și puțin mai încolo. A scăzut foarte mult marea. S-a retras foarte mult și geamandura este la un metru de mal. Se poate să fi fost furtună în larg. Eu de-abia aștept o furtună, pentru că după furtună valurile aduc rapane la mal. Și atunci noi constanțenii venim și doar le culegem. Rapane vii, proaspete. Foarte cald apa. Haideți că să las telefonul, fac și o baie și ne vedem acasă. Am ajuns acasă și pentru azi o să fac ceva mai simplu pentru mine și foarte gustos. O să fac cotlete de miel, de berbecuți, da? Cred că sunt de miel, că sunt mici. Și ca și garnitură o să fac un cușcuș cu legume. O să încep prima dată cu cușcușul. Haideți să vă arăt ce am pregătit pentru cușcuș. Deci avem cușcuș, da? Piper, sare, năut, chimion și ca legume ceapă, ardei, morcov, ardei iute și apio. Cușcușul se face foarte ușor. Poți să-l faci și mai simplu și mai complicat, dar în general este ușor de făcut. Sunt ca niște paste care cu apă fierbinte ele se umflă, dar ca să iasă ceva mai bune, noi o să le îmbunătățim. O să mă apuc imediat de cușcuș și după aia facem și cotletele de berbecuț. Simplu și gustos. Prima dată ne apucăm de cușcuș. Am pus într-o oală jumate din acel pachet de cușcuș. Acum ar trebui să pun ceva unt, dar eu mă gândesc să îmbunătățesc rețeta. Eu am aici ceva untură de rață. De la rățuiul meu mut, cine a văzut cu rățuiul meu mut, mi-am făcut ceva untură de rață. Este și puțin sărată, puțin condimentată. O să pun aici peste cușcuș două lingurițe de untură de rață în loc de unt și condimente. Imediat aduc și niște apă fierbinte. Punem apă fiartă cât să acopere puțin cușcușul. Atât. Și acum cușcușul trebuie tot timpul mestecat. El se umflă, îl punem capac și tot timpul îl mestecăm. El se umflă, atâta trebuie să-i faci la cușcuș. Dar noi o să-l îmbunătățim cu ceva legume. Începem imediat să tocăm legumele, le tragem la tigaie și amestecăm cu acest cușcuș. El trebuie tot timpul mestecat, ca să iasă pufos și aerat. Revenim! Am dat foc la aragaz cu puțin ulei de măsline, nu mult, două linguri, maxim. Începem să punem legumele.
aici, începem cu ceapa. Nu trebuie mărunt. Hai mare. Așa. Perfect, la focul mai mic. Eu vrem să o ardem. Cum miroase. Cum miroase. Mai am una. Eu tot am pun mai multă ceapă și mai multe legume decât ar trebui. Asta dau gust. Uite așa. Mai am o jumătate de ceapă. Mamă mie. Acum tăiem ardeiul. Hai să mestecăm puțin. Mamă mie. Tăiem ardei gras. De gras, tot aici. Morcovi, sunt așa subțire încât hai doar pe ăsta să tai în jumătate. Mă ajută foarte mult acest atât. Alunecă extraordinar. Punem aici. Acum, mai ne stecăm puțin în cuscuș, să fie aerat și pufos. Am gustat puțin din miel, a prins un gust extraordinar de la untura de roțoi. Mama mia! Cu capac. Acum tai puțin apio. Să ne tucești. Pun puțin sare. Așa, apio, l-am curățat bine. Puteți să faceți cuscușul și fără așa multe legume, dar eu întotdeauna consider că cât mai multe legume, atât mai bun. Bun, și puțin ardei, trebuie să știe. Hai să vedem. Nu-l pun pe tot, pun deocamdată jumate. Uite așa. Așa e călin să fie. Ce bine arată. Le mai călesc un minut, două și imediat revin să vă arăt cum se termină cuscușul. 30 de secunde. Vreau să pun și năutul acum. Țineți minte că pe vremea lui Ceaușescu se bea cafea din năut, iar acum noi nu prea gătim cu năut, dar cred că 90% din populația planetei gătesc cu năut. Chinezii, toți arabii, toți mexicanii, toată lumea gătește cu acest năut. Dacă ați văzut și în Turcia și peste tot, în țările arabe, în orez și în aproape toate mâncărurile se pune năut. La noi nu știu ce nu prea se folosește. Mie îmi place extraordinar. E untos, e ca o arahidă în mâncare. Nemaipomenit este. Hai să facem un cușcuș așa cum trebuie. Focul mai mare. Călim tot împreună aici. Amestecăm în cușcuș. Ca să fie așa cât mai aerat. El se mestecă în cel de arabe, se mestecă cu mâna. Dar nu-i folosim o lingură. Mama mia, ce bine arată. Așa.
Mai călesc un minut, două legumele și revin. 2 minute și am călit legumele, nu trebuie omorâte, trebuie cât de cât să fie puțin călite, nu mai mult. Opresc focul. Acum, cușcușul meu, care s-a aerat, s-a amestecat de mai multe ori, pun toate legumele peste el, tot așa, am dat și pe jos puțin. Asta e cum gătești în natură. Amestecăm totul. Mamă mia, ce bine arată. Deja arată și cu gustul ăla de grăsime, de rățoi mut. Uite așa. Îl pun capacul. Și cam ăsta este cușcușul. Lăsăm 50 minute. Între timp ne apucăm de cotletele de miel. Mama mia. Cușcușul meu este gata. Uitați, tot timpul trebuie mestecat în el ca să aereze, să iasă el pufos și bun. Și a tras acum toate gusturile și din legume și din untura mea de rățoi mut. Mai lăsăm cu capac. Și acum hai să vă arăt. Deci au început să vină viespile, cum văd puțină carne cum apar. Am aici 4 cotlete foarte mici, dar ce trebuie. Țineți minte, luați cât mai grasă. Să vă zic de ce. Cum este și vita japoneză, Waigu, Kobe, au note de la 1 la 10. Cu cât este mai albă, mai marmorată, se apropie de nota 10. Deci astea sunt senzaționale. Luați-le puțin mai grase. Alt exemplu. Când mâncați din pastrama de oaie, ați văzut că partea unde e mai grasă este mai fragedă și mai bună? E, așa să le luați. Uitați cum am luat eu. Și imediat le pun pe foc. Viespile m-au nebunit. Mama mia ce o să iasă. Am pus o tigaie de fontă pe foc. Pleacă viespile, pleacă. Și prima dată încerc, nu pun deloc ulei. Vreau să le pun așa pe verticală, ca să topesc puțin din untura lor, care este aici pe lateral. Și în asta o să le fac. Nu-mi trebuie ulei, nu-mi trebuie altceva, nimic. Uite așa. Prima dată încerc să le topesc. Uite. Grăsimea de lor, nemaipomenită, așa din lateral. Și pe aia le pun pe partea pe alta. Multă lume încearcă așa doar de dragul rețetei să le dea prin tot felul de ierburi, să le tăvălească prin cimbru, prin oregano, prin rozmarin, prin... Ei, nu mai simți gustul de cotlet de miel. Este păcat. Este păcat, așa de dragul rețetei să le vezi verzi, să le vezi aspectoase. Eu nu. Prefer să le fac așa cât mai simple. O să pun doar sare și încă puțină untură de rață. Să vedeți ce o să iasă. Mama mia! Mama mia, ce bine arată! Ia uitați, n-am pus pic de ulei, totul este în grăsimea lor. Vă dați seama ce fragile de o să iasă, ce pătăți în gura asta. Le întoarcem.
să pun și o lingurică de untură de rată. Hai două. Și acum să vedeți, vedeți nebunie. Într-o asta de rață e ce trebuie. Trebuie să se prăjească cum cred eu că sunt perfecte. Mi-e greu să și gătesc, să și vorbesc, să și pun condimente. Mi este greu, mă mănâncă și viespile, cum și miros de carne, cum apar. Haideți că revin. Mai iau puțin și le scot. Nu trebuie lăsate mult, pentru că astea se întăresc. Ele sunt fragede. Și de acea grăsime a lor și untura de rață s-au fragezit, vă garantez, sunt nemaipomenite. Deci ar trebui să le pun acum, nu știu, să le încarc cu alte gusturi. Când ele sunt bune, așa, fragede, cum sunt ele. Le scot imediat. Și revenim. Gata mielul meu, cușcușul este gata, uitați ce bine arată, mă apuc acum să montez o farfurie, că nu mai pot de poftă și nu știu dacă vă dați seama, e nebunie, e o rețetă simplă, dar absolut delicioasă. Vă spun sincer, eu la plating nu mă pricep deloc, am pus aici într-un bol, am pus cușcușul, pun și mielul. Mama mia, cum arată. Asta e o porție, nu știu, de oameni bogați. Și vă spun sincer că nu costă mai mult de 25 de lei porția asta. Atâta costă. Uitați cum arată. Gustul vi-l imaginați. Eu abia aștept să gust. Viespile întotdeauna vin la carne. Îmi plouă în gură. Nu știu ce să mai fac, că mă apuc repede de mâncat. Vă mulțumesc pentru vizualizări. Dacă nu v-ați abonat, vă rog, abonați-vă. De prima dată când o zic. Și vă urez poftă bună și ținem legătura. Poftă bună!